Deepak Chopra. Putere, libertate și grație divină. Cine sunt eu? Univers. Un singur cântec, totalitatea lucrurilor care există. Vedanta, medicina tradițională indiană, ne arată că nu există decât 5 motive pentru care oamenii suferă. Primul dintre acestea este că nu știm cine suntem. Cel de-al doilea este că ne identificăm cu ego-ul sau cu imaginea de sine. Cel de-al treilea este că ne agățăm de ceea ce este trecător sau ireal. Cel de-al patrulea este că ne retragem de frică din fața a ceea ce este trecător sau ireal. Iar cel de-al cincilea este teama de moarte. Vedanta ne spune și că toate cele 5 cauze ale suferinței sunt conținute în prima dintre ele. Nu știm cine suntem. Dacă putem răspunde la întrebarea cine sunt eu, avem șansa să găsim răspuns la toate celelalte întrebări înrudite. De unde vin? Care este înțelesul și sensul vieții mele? Unde mă voi duce atunci când voi muri? Dacă cineva ar întreba cine ești, probabil că răspunsul ar suna cam așa. Numele meu e Cutare. Sunt american, japonez sau președintele unei companii. Toate aceste răspunsuri se referă la imaginea de sine sau la un obiect exterior sinelui. Un nume, un loc, o circumstanță. Acest proces prin care te identifici cu imaginea de sine sau cu obiectele experiențelor tale se numește raportare la obiect. Poți de asemenea să te identifici cu propriul trup și să spui: acesta este corpul meu, acest sac de carne și oase este ceea ce sunt eu. Dar apoi vine întrebarea: ce este trupul și de ce îl socoți al tău? Trupul pe care îl consider al tău este în realitate materialul brut al universului, pământ, apă și aer, reciclate. Dar la fel este și copacul din fața ferestrei. De ce socotești că trupul e al tău, dar nu faci la fel și cu stelele, cu luna sau cu copacul din fața ferestrei? Desigur, trupul este perceput ca fiind mai apropiat. Dar asta înseamnă și să știi unde este localizat fizic acest eu sunt, care crezi tu că ești. Mulți oameni au impresia că acest eu cu care se identifică, această conștiență delimitată de piele, este localizată undeva în cap. Alții cred că ea se află undeva în spatele inimii sau în plexul solar. Dar niciun experiment științific nu a putut stabili vreodată vreun centru al conștiinței localizat în spațiu sau în timp. O înțelegere deosebită vine atât dinspre știința vedelor, cât și dinspre Kabbala, Kabbala evreiască. Centrul conștiinței noastre este centrul întregului spațiu și timp. Este în același timp peste tot și nicăieri. Să presupunem totuși, deocamdată, că locul în care te afli din punct de vedere fizic este și locul conștiinței tale. Dacă acest univers are un număr infinit de dimensiuni, iar fizicienii ne asigură că are, atunci infinitul se extinde în toate direcțiile din punctul în care te afli. Te afli în centrul universului, dar și eu mă aflu în centrul universului, pentru că infinitul se extinde în toate direcțiile și din punctul în care mă aflu eu. Infinitul se extinde în toate direcțiile, de la o persoană din China, de la un câine din Siberia și de la un copac din Africa. Adevărul e că eu sunt aici, dar sunt și pretutindeni, pentru că aici este acolo din perspectiva oricărui alt punct din spațiu. Te afli acolo, dar te afli și oriunde altundeva, pentru că acolo este oriunde sau nicăieri în mod deosebit. Cu alte cuvinte, localizarea în spațiu este doar o chestiune de percepție. Când spunem că luna este aproape, iar soarele este departe, acesta e adevărul doar din punctul nostru de vedere. În realitate,
Nu există sus sau jos, nord sau sud, est sau vest, aici sau acolo. Acestea sunt doar elemente de referință care servesc comodității oamenilor. Totul în cosmos este non-local, adică nu poate fi localizat aici, acolo sau oriunde. Totuși, ochii îmi spun că lucrurile nu stau așa. Eu sunt aici, iar tu ești acolo, oriunde ai fi. Poate că nu ar trebui, deci, să ne încredem atât de mult în simțuri. Ochii îmi spun că pământul este plat, dar nimeni nu mai crede lucrul acesta. Experiența senzorială îmi spune că terenul pe care stau acum este nemișcat, dar știința m-a învățat că pământul se învârte în jurul axei proprii și că gonește prin spațiu cosmic cu mii de kilometri pe oră. Experiența senzorială îmi spune că obiectele percepției mele sunt solide, dar nici acest lucru nu este adevărat. Noi știm că obiectele sunt constituite din atomi care la rândul lor sunt formați din particule ce se rotesc prin uriașe spații vide. Experiența unei lumi materiale este o superstiție pe care am dezvoltat-o pentru că am învățat să ne încredem în simțurile noastre. Universul este de fapt un haos de supă energetică, iar noi ingerăm această supă prin cele 5 simțuri și apoi o convertim în conștiința noastră, într-o realitate materială. Simțurile noastre transformă o energie fără masă în sunet și vibrație, formă și soliditate, textură și culoare, miros și gust. Iar interpretarea pe care o dăm acelei supe energetice ne structurează realitatea și ne creează experiența perceptivă. În majoritatea timpului facem acest lucru în mod inconștient, ca rezultat al condiționării sociale. Filozofii au numit aceasta hipnoza condiționării sociale. Când intrăm sub această hipnoză, credem în superstiția materialismului. Superstiția materialismului se bazează pe experiența senzorială ca fiind testarea fundamentală a realității. În această concepție despre lume, realitatea este ceea ce vedem cu ochii, auzim cu urechile, mirosim cu nasul, gustăm cu gura sau atingem cu mâinile. Dacă energia sau informația nu sunt perceptibile pentru simțurile noastre, înclinăm să credem că nu sunt prezente deloc. Iar intelectul, cu sistemul său logic, structurat, lingvistic, se pune în slujba acestei percepții greșite a realității. Experiența senzorială este complet iluzorie. E la fel de trecătoare ca o fantezie sau un vis. Oare chiar există lucruri precum culoarea roșie? Fiecare culoare pe care o vezi este o anumită lungime de undă a luminii. Iar lumina pe care o putem detecta e doar o parte din tot ceea ce există. Cât timp mai poți să te agați de o lume a iluziei? Poți crede că ești trupul pe care simțurile îl localizează în spațiu și timp, dar trupul este un câmp de vibrații infinite care nu are nici o limită în spațiu și timp. Așadar, poate că nu ești imaginea cu care te identifici și poate că nu ești propriul trup. Atunci trebuie să fii măcar gândurile, sentimentele tale. Dar cine poate să pretindă cu adevărat că știe de unde vin gândurile și sentimentele, de unde vin ele și unde dispar? Dacă nu poți pretinde exclusivitatea asupra obiectelor experienței, asupra trupului sau măcar asupra gândurilor și sentimentelor, atunci ce mai poți socoti ca fiind al tău? Aici ne salvează cunoașterea transmisă de Vedanta. Dacă în locul cuvântului exclusiv pui cuvântul inclusiv, nu ești doar aceste obiecte, nu ești doar acest trup, nu ești doar aceste gânduri și sentimente, ești toate lucrurile, ești toate trupurile, ești toate gândurile și sentimentele. Ești un câmp al tuturor posibilităților. Ceea ce este esențial în tine, adevărata ta esență, este un câmp de conștiință care interacționează cu propriul sine și devine apoi atât minte cât și trup. Cu alte cuvinte, ești conștiență sau spirit, care apoi concepe, construiește, guvernează și devine minte și trup.
Adevăratul eu nu poate fi separat de tiparele inteligenței care pătrund fiecare fibră a creației. La cel mai profund nivel al conștiinței, ești ființă și ești nicăieri și pretutindeni în același timp. Nu există alt eu decât întregul cosmos. Mintea cosmică creează universul fizic, iar mintea personală trăiește experiența universului fizic. Dar adevărul e că și mintea cosmică și mintea personală sunt pătrunse de conștiința infinită. Iar conștiința infinită este sursa noastră, toată manifestarea fiind de la sine conținută în ea. Conștiința infinită care se observă pe sine creează ideea de observator sau suflet, de proces al observării sau mintea și de aceea ce este observat, de aceea ce este observat sau trupul și lumea. Observatorul și obiectul observării stabilesc raporturi între ei. Acesta este spațiu. Mișcarea acestor raporturi creează evenimente. Acesta este timpul. Dar toate acestea nu sunt altceva decât însăși conștiința infinită. Cu alte cuvinte, noi suntem conștiință infinită cu un punct de vedere localizat. Cu toate acestea, întregul nostru sistem de gânduri îl separă pe observator de ceea ce este observat. Separă conștiința infinită într-o lume de obiecte despărțite de timp și spațiu. Intelectul ne face prizonierii unor imagini fictive, o rețea sufocantă de spații, timp și cauzalitate. De rezultat, pierdem contactul cu adevărata natura realității, care este puternică, nelimitată, nemuritoare și liberă. Suntem cu toții prizonieri ai intelectului, iar greșeala intelectului poate fi enunțată simplu. Confundă imaginea realității cu realitatea însăși. Intelectul înghesuie sufletul în volumul unui trup pe parcursul unei vieți. Și astfel este aruncat asupra noastră blestemul morții. Imaginea sinelui umbrește, sinele nelimitat. Iar noi ne simțim îndepărtați sau rupți de conștiința infinită, de sursa noastră. Acesta este începutul fricii, punctul de plecare al suferinței, al tuturor problemelor omenirii, de la micile insecurități până la marile catastrofe, pe cum războiul, terorismul. Celui care este prins în capcana intelectului, totul îi se pare într-adevăr suferință. Dar cauza acestei suferințe poate fi îndepărtată. Ignorarea adevăratei noastre naturi face ca sinele interior să fie ascuns. Dar când ignoranța este distrusă, atunci e revelată natura puternică și nelimitată a sinelui nostru interior. Pentru început, acesta poate să sune ciudat, abstract, dar pe măsură ce porți în tine această concepție și o înțelegi, ajungi la cea mai impresionantă descoperire. Adevăratul eu este imaterial și prin urmare nu este supus limitărilor spațiului, a timpului și a cauzalității. Sufletul, spiritul, esențialul din tine sunt dincolo de toate acestea. Chiar în acest moment ești înconjurat de un câmp de conștiință pură. Ea te iluminează, îți animă mintea și trupul și este puternică, hrănitoare, invincibilă, nelimitată și liberă. Conștiința pură, spiritul etern, animă toată existența, ceea ce înseamnă că este omniscientă, omniprezentă și omnipotentă. Acum, dacă încă nu înțelegi pe deplin acest lucru, să nu-ți faci griji. În capitolele următoare vom arunca o privire mai îndeaproape asupra diferitelor manifestări ale spiritului. Odată ce vei fi stăpânit de această înțelegere, viața ta se va desfășura în fericire. Nu numai că vei avea puterea să realizezi tot ceea ce-ți dorești, dar vei avea și adevărata libertate și grație. Aceasta înseamnă că nu vei mai trăi niciodată o stare de teamă, nici măcar teama de moarte. De ce uit cine sunt? Superstiție. Credință bazată pe teamă sau pe ignorarea legilor naturii.
Ce este acest lucru pe care îl numim trupul nostru? Ce este acest lucru pe care îl numim mintea noastră? După cum vom vedea, noțiunile tradiționale despre trup și minte au la bază idei învechite sau superstiții în care am fost învățați să credem. Experiența senzorială și condiționarea socială ne fac să uităm cine suntem. Există o realitate mai profundă a trupului, există o realitate mai profundă a minții, iar noi vrem să trăim acea realitate mai profundă pentru că atât mintea cât și trupul provin din acea realitate. Fizica cuantică ne spune că lumea este alcătuită dintr-un câmp fundamental de inteligență. Câmpul de inteligență exprimat subiectiv este mintea. Același câmp de inteligență experimentat obiectiv este lumea obiectelor. Mintea și materia nu sunt entități separate. Mintea și materia sunt în esența lor același lucru. Dacă înlăturăm straturile superficiale ale minții și trupului, ființa noastră esențială se arată a nu fi nici minte, nici trup, ci originea amândurora. Cu alte cuvinte, trupul uman este în același timp mintea umană. De fapt, noi suntem un trup-minte. Nu putem separa cu adevărat aceste două realități. De asemenea, nu putem nici să limităm mintea la creier sau la întregul trup, deoarece mintea se extinde dincolo de trupul nostru, în întregul univers. Superstiția materialismului ne spune că trupul uman este o aglomerare solidă de materie separată de alte obiecte în timp și spațiu. Dar obiectele solide nu sunt deloc solide și nici nu sunt separate unele de altele în spațiu și timp. Obiectele sunt puncte focale, concentrări ale inteligenței în interiorul câmpului de inteligență. La cele mai fundamentale niveluri ale naturii nu există o delimitare clară între trupul nostru și cel al universului. Cunoașterea acestui lucru ne eliberează de halucinația unui sine separat care trăiește într-un trup separat. Dacă am putea să vedem trupul prin ochii unui fizician, așa cum este el cu adevărat, am vedea un uriaș spațiu vid în care există câteva puncte împrăștiate și niște descărcări electrice, aleatorii. Corpul este alcătuit din atomi, care la rândul lor sunt alcătuit din particule, ce se rotesc cu viteze amețitoare prin uriașe spații vide. Fizicienii l-au dat acestor particule nume extravagante, precum leptoni, mezoni și așa mai departe. Aceste particule ne mișlocesc experiența materiei prin simțurile noastre, dar ele nu sunt în niciun caz entități materiale. Aceste particule sunt fluctuații ale informației și energiei existente într-un vid uriaș. Aceste particule apar în mod constant în spațiu vid. Intră în creație, se ciocnesc unele de altele și dispar apoi în vid. Câmpul de inteligență responsabil de expresia materială a trupului este în mare parte fluctuația cuantică din spațiu vid. Trupul uman însuși este în mare parte spațiu vid. Dar acel spațiu vid nu este ceva alcătuit din nimic. El este o plinătate de inteligență imaterială. E conștiință pură. Ideea esențială este că adevărata noastră natură e un câmp imaterial de inteligență. Unii oameni de știință numesc acest fundament al ființei noastre câmp unificat, pentru că este câmpul întregului univers. Iar când acest câmp gândește și interacționează cu sine însuși, apare ca expresia sa lumea materială. Superstiția materialismului privește trupul uman ca pe o sculptură înghețată, neschimbătoare în timp și spațiu, dar de fapt trupul minte este un tipar de inteligență care se transformă și care pulsează. Este un fluviu de energie și informații, un tipar energetic fluid, dinamic, care se transformă fără încetare și se recrează în mod constant. Filozoful grec Heraclit a spus: nu poți intra de două ori în același râu, pentru că pe acolo curge deja o altă apă. În mod asemănător, nu putem păși în același trup de două ori, pentru că în fiecare secundă a existenței,
trupul personal schimbă energie și informație cu trupul non-expandat cu Universul. Dacă privim acest proces precum respiratul, mâncatul, digestia, metabolismul, chiar gândul, care este în mod esențial o fluctuație a energiei și a informației din trup, observăm cât de intens și de rapid și fără efort ne reînnoim trupul în fiecare secundă a existenței. Cu fiecare respirație inhalăm miliarde de atomi care ajung în cele din urmă constituența ai celulelor cardiace, renale, cerebrale și așa mai departe. Cu fiecare respirație expirăm fragmente și bucăți de țesuturi și organele noastre și le schimbăm cu atmosfera acestei planete. Studiile cu izotopi radioactivi arată că trupul își înlocuiește 98% din toți atomii în mai puțin de un an. Trupul își înlocuiește stomacul odată la 5 zile, pielea odată pe lună, ficatul odată la 6 săptămâni și scheletul odată la 3 luni. Nici măcar ADN-ul, materialul genetic, care păstrează memoria a miliarde de ani de evoluție, nu era cel de acum 6 săptămâni. Așadar, dacă tu crezi că ești trupul tău fizic, despre care trup e vorba? Trupul pe care l-ai astăzi nu este același cu cel pe care l-ai avut cu 3 luni în urmă. Superstiția materialismului privește trupul ca pe un mecanism fizic care a învățat cum să gândească, dar în realitate conștiința infinită este cea care creează cumva mintea și se exprimă apoi ca trup. Trupul este un tipar de inteligență într-un câmp de conștiință pură. Din acest câmp al conștiinței pure, acest spațiu vid majoritar al trupului nostru, iau naștere gânduri, sentimente, emoții, care devin apoi moleculele trupului. La un nivel primordial, gândul este un impuls de energie și informație și provine din câmpul de conștiință pură. Gândul este acel impuls foarte slab pe care îl avem permanent în stare de veghe și care ne determină să bem un pahar de apă sau să mergem de aici până acolo. Dar nu este doar un gând, este un sentiment, o dorință, un impuls, o noțiune, o idee. La acest nivel al conștiinței, al existenței, gândind, noi producem molecule, iar cercetarea științifică ne-a arătat cât de adevărat este acest lucru. Când avem un gând sau un sentiment, creierul produce o serie de substanțe chimice cunoscute sub numele de neuropeptide, neuro, pentru că au fost descoperite pentru prima oară în creier, și peptide, pentru că sunt moleculele asemănătoare proteinelor. În felul acesta comunică între ele celulele creierului. Nu în grai omenesc, ci în limba mesagerilor chimici din spațiul interior. Oamenii de știință ne spun că pe suprafața celulelor cerebrale există receptori pentru acești mesageri chimici. Când o celulă cerebrală vrea să comunice cu o altă asemănătoare, produce neuropeptide care se fixează în siturile receptoare ale acelor celule cerebrale. Așadar, să gândești înseamnă să practici chimia creierului. Dar când oamenii de știință caută oriunde altundeva în trup, găsesc receptori ai acestor mesageri chimici, care sunt echivalențe ale gândului în alte părți ale trupului. Acești receptori nu există numai în creier, ci și în celulele stomacului, ale inimii, colonului, rinichilor și a întregului corp. Toate aceste celule produc aceleași substanțe chimice pe care le produce și creierul când gândești. Avem așadar un trup gânditor. Nu putem să limităm mintea la creier. Mintea există în fiecare celulă a trupului. Când spunem inima mea este îndurerată sau explodez de bucurie, spunem adevărul, deoarece asta se întâmplă la cel mai fundamental nivel celular, la nivel chimic. Sau, dacă spunem am o senzație în stomac, ca o intuiție, nu vorbim metaforic, ci vorbim literal, pentru că stomacul produce aceleași substanțe chimice pe care le produce și creierul.
De fapt, senzația noastră din stomac poate să fie mai precisă decât intelectul, întrucât toate aparențele, celulele stomacului, nu au evoluat încă până la stadiu de îndoială de sine. Când ne simțim liniștiți, trupul produce un calmant similar cu cel pe care îl produc companiile de medicamente. Doar că acesta nu ne face să ne simțim ca un somnambul. Când suntem anxioși, trupul produce molecule nervoase, iar ele nu sunt produse doar în glandele suprarenale, ci în tot corpul. Când suntem veseli, trupul produce imunomodulatori, care acționează ca niște puternice medicamente împotriva cancerului. Celulele sistemului imunitar care ne protejează de boli infecțioase și afecțiuni degenerative au și ele receptori pentru mesageri chimici care sunt echivalentul gândurilor. Sistemul imunitar este un sistem nervos, circulant. Este inteligent și se mișcă prin corp. Nu putem, deci, să avem un gând, un sentiment sau o dorință fără ca celulele sistemului imunitar să fie informate despre acestea. Celulele imunitare trag cu urechea la dialogul nostru interior. Când gândim, când visăm, când avem fie și cel mai vag impuls de inteligență în starea de veghe, celulele imunitare ascultă și produc aceleași substanțe pe care le produce și creierul atunci când gândește. Celulele imunitare sunt niște mici ființe conștiente, cu propriile noțiuni, cu propria inteligență și cu propriile emoții. Aceasta poate să sune foarte ezoteric, dar este un adevăr științific. Ai un sistem imunitar gânditor care știe cum să distrugă o bacterie, să distingă o bacterie prietenoasă de una neprimitoare, o substanță de una inofensivă. Când trupul intră în contact cu o bacterie, chiar dacă nu i s-a mai întâmplat niciodată până atunci, își amintește de prima dată când un trup uman a făcut aceasta în cadrul evoluției speciei și produce un anticorp special pentru acea bacterie. Avem o farmacie internă extrem de rafinată. Orice substanță poate fi produsă în doza potrivită, la momentul potrivit, pentru organul potrivit, fără efecte secundare, iar toate instrucțiunile sunt incluse în pachet. Această capacitate revelează o inteligență profundă și, de fapt, întregul corp este acest câmp de inteligență. Dar ce legătură au toate acestea cu puterea, cu libertatea și cu grația? Dacă ai înțelege că nu ești altceva decât același câmp de inteligență care creează trupul, mintea și întregul cosmos, dacă ai înțelege acest lucru la nivelul de intelect și de experiență, nu ai avea oare puterea de a crea? De ce nu ai avea libertatea conștiinței nelimitate? Cum ai putea să nu trăiești în grație? Dacă ai înțelege cine ești cu adevărat, atunci care parte a conștiinței pure nu ți-ar sta la dispoziție? Ți-ai recunoaște atunci propriul sine ca observator și obiect al observației, dansator și dans, dorință și împlinirea dorinței. Ai ști că ești un câmp de potențialitate pură care are puterea de a crea. Un vechi proverb indian spune: întorcându-mă în mine însumi, creez iar și iar. Creez mintea, creezi trupul, creezi percepțiile și creezi universul. Creezi toate aceste lucruri pe care le numesc realitate. Odată ce înțelegi că trupul minte este un câmp de conștiință pură, nu te mai agați de ceea ce este trecător și real. Și nici nu mai fugi de teama acestuia. Te simți liber, precum o frunză în bătaia vântului, liber ca însuși vântul. Și nu este nimic mai prețios decât libertatea conștiinței pure, nelimitate. Această libertate, această eliberare, este iluminare. Vedanta afirmă:
cunoaște acest unic lucru prin cunoaștere a tot ceea ce este cunoscut. Pentru acela care cunoaște sinele, limitările lumii dispar.